Teatrul Național Radiofonic prezintă Un pedagog de școală nouă, de Ion Luca Caragial. Domnul Mariu Chicoș Rostogan, distinsul nostru pedagog absolut, și-a început cariera printr-o memorabilă conferință didactică. Vom da aici mai la vale conferința în rezumat, apoi câteva note luate după natură despre activitatea în praxă a eminentului pedagog. Conferință. Onorat auditorii, vom căuta să ne rostim astăzi despre metoda de a preda gramatica în genere și apoi numai doar despre metoda intuitivă și despre răspunsurile neapărate, necesitate de logica lucrului a măsurat inteligenții școlarului. Așa începe domnul conferențiar. Cui nu a asistat la conferința aceasta, trebuie să-i spunem că pedagogul pune întrebările și presupune și răspunsurile. Așa că urmarea, deși s-ar părea o conversație între pedagog și școlar, este însuși corpul conferinței. Iată rezumatul acestei superioare opere didactice. Na. Întreb eu școlarul, ce iaște gramatica? Gramatica iaște? No, că-ți ce iaște, că doar nu iaște vreun lucru mare. Gramatica iaște o știință despre cum lucră limba și legile, mai apoi la care se supune acea lucrare din toate punturile de vedere. Bravo, mă, prostovane! No, acum spune-ne tu numai cum se împart substantivele. Substantivele. În substantive care se văd și substantive care nu se văd. Respective, concrete și abstracte. Bun, mergem mai departe pe vorul pedagogic și punem chestiunea doar. Ați auzit voi, copii, despre jen? Ce iaște jenul? Jenul e cu un lucru. Masculin, feminin și heterogen au neutru. Respective de bărbat, de femeie și de ce nu-i nici bărbat și nici femeie. Bine, dar exemple, doare. Zi. Calul. Așa. Îi substantiv masculin. Așa. El se schimbă în apă. Așa. Și apoi devine feminin. Bine, mă, dar neutru. Neutru, mai apoi dacă calul e masculin, mă, și apa e feminină. Neutru e catârul, mă, care de nu-i nici cal, nici apă, nici măgar, nici cal, e catâr. Adică corșitură de ambele jânuri. Și mai departe, pentru aceea se consultă zoologia, care e o altă știință naturale și doar naturalia non sunt turbia. După aceea doar școlarul, onorat auditoriu, musai să fie în rățiunea sa puerilă edificat pe deplin de genurile tuturor substantivelor. No, mere mai departe, trecem la chestiunea matematică. Spune-ne tu, doare Bârsescule, ce înțelegi tu prin curbă, o linie curbă? Că? Care nu-i dreaptă. Da. Care nu-i dreaptă? Bine, mă! Dar cum îi dacă nu-i dreaptă? E o linie oablă.
Nu e o linie oblă, 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 care mere și mere și iarăși se întoarnă de unde o purșe. Bine, bine, animalul le răspunde limpede, respectiv exact. Nu, acum spune-ne cine au inventat numerele. Numerele, pare, respective cele cu soțiu, le-au inventat Pitagora. Așa. Iar apoi cele impare, respective cele fără soțiu, le-au inventat Eratoscenes. Bravo, Eratoscenes, bravo. Cum vede onoratul auditoriu, toate răspunsurile școlarului după metoda intuitivă modernă sunt necesitate prin logica lui propriu vorbind născândă, dar complectamente formată printr-o educațiune echivocată circumstanțelor probăluite, ca derivând din natura noastră care lucră pe cum e mânată mai departe. Într-o viitoare conferență vom cuvânta apoi despre această natură iarăși în aplicațiunile sale în raport cu pedagogia, cu biserica și cu școala. Așa. Așa. A doua zi, pedagogul nostru este numit în slujbă profesor de pedagogie în genere și de limba maternă în special. O inspecțiune. Căs onorat, domnul inspector, va binevoi doar un moment să asculte aplicațiunea metodii intuitive. Mă, Brustovani, tu ăla de acolo, ia spune-ne tu doar ce iaște ființă și ce iaște lucru, mă. Lucru, domnule, este care nu mișcă și ființă pentru că mișcă. Bine, bine, no, dar ornicul meu, mă, ornicul meu, prostule, ființă-i or lucru. E lucru, domnule. Păi că-s doar mișcă, mă, auzi. Da, dacă nu-l întoarcem, nu mișcă. No, bravo, și apoi, doar, domnule inspectore, ăsta-i dintre ei mediocri. Bine. Da, tu, mă, ălălalt de lângă el. Da. Câte picioare are boul, mă? 4, domnule. E, pă, dracu, că-s doar n-o să aibă 7. Și ce e boul cu 4 picioare? Lucru ori ființă, a? Ființă, domnule. Da, dar masa ființă? E lucru, domnule. No, că-s n-are și e 4. Da, nu se mișcă, domnule. E, pă, dracu, să se miște, poate doar cu spiritismus. Mă rog, cum îl cheamă pe elevul acesta? Îl cheamă Anibal Ionescu. Răspunde bine. Da, că ăsta-i dintre ei bunișori. Da, la geografia, mu. Tu de acolo. Da. Spune tu doar toate statele Europei. Franța, domnule. Franția, bine. Anglia, domnule. Iaște. Germania, domnule. Germania. Elveția, Rusia, Suedia, Italia, Belgia, Olanda, Turcia, Bulgaria, România, Serbia, Muntenegru și Grecia, domnule. Bine, și apoi mai care, mă? Atâtea, domnule. Dar Spania, mă. Spania. Spania, domnule. Dar Spania. Unde e Spania? Bă, Spania e lângă Portocalia, mă, bule, și viță verge. Și Spania și Portocalia, domnule. Și mai care, mă? Viță verge, domnule. Nu viță verge, mă, Lilențiu. Nu viță verge, animalule, Danimarca, mă. Dania, mă, Dania, tătâne tu. Merg la loc, boule. Da, oricum, tot a știut destul de bine. E dracu știut. Traiane Gheorghirescule, ia vină tu.
Ia spune, nietu, doar să audă și onorat domnul inspectore. Dacă sunt în lume, a pe câte le vedem, doară? Cine le-o făcut pe toate? Natura, domnule. Oh, pe dracu natura. Dar pe natura aia, cine-o făcut-o, mă, animalule? Dumnezeu, domnule. Să vezi bine că Dumnezeu, că-ți doar nu tată tu și mumă ta. No, acum noi, românii, musai doară să știm pe cum că e unde ne tragem noi. E unde, spune. De la Traian, domnule. Da, și cine era Traian? El era un om bun. Bun, bun, drăguțul de el, zic zău lui Dumnezeu, că bun era. Și cu cine s-a bătut el? Cu turcii. Silențiu, pe dracu. Că zor unde erau turci până atunci în Europa. Mai târziu doare s-au descoperit turcii. Cu dacii, mă. Cu draci. Nu, că zău lui Dumnezeu, că cu draci s-au bătut. Dar mai apoi, Ștefan cel Mare și Mihai Bravu, cine au fost? Ei erau oameni buni. Buni, mă, buni. Și s-au bătut cu? Cu draci. Cu draci, zic zău lui Dumnezeu, merg la loc. Bravo, 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 prostovane. Că ăsta, domnule inspectore, ăsta doar ia știe un școlar eminente. Da, are și mult talent. E pe dracu. E pe dracu talent, că talentul nu-i de vă seamă. Ăsta e lucru antiquat. Cu metodele moderne doar, totul zace numai în aplicațiune. No, la muzică acum, spune-ne, Popescule, ce iaște muzica? Muzica este care cântă, domnule. Nu, 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 nu așa loză. Nu cuvântul adoră ca râtanii, vorbește ca școlerii. Dă-ne tu numai decât definiția chiară și adecvată. Muzica este... Ce este când... Ascultă-mă pe mine, mă. Muzica este aceea care ne gâdilă urechile într-un mod plăcut. Ia seama, doar să nu ți le gâdil eu ție într-un mod neplăcut. Domnule profesore, sunt foarte mulțumit. Metoda dumitale e admirabilă. Că asta doar e metoda lui Peștaloțiu. Da, și zelul dumitale vrednic de laudă. Voi, băieți, căutați a profita de știința bunului vostru profesore și nu uitați că de la voi așteaptă mult patria, România, pentru viitor. Că-s eu, ce le tot spun boilor, onorat domnule inspectore? Apoi dacă sporci și n-au destulă aplicațiune. Ajunul examenelor. No, mâine apoi începem doar. Câți dintre voi au studuit, ori mere mai departe. Câți au fost putori și n-au studuit, trebuie să rămână repetinți. Acum doar numai să vă muștruluiesc, că cum să fiți la cea înălțime la care caută să fie școlarul, întrucât privește educațiunea principială, respective la o conduită exemplară față de asistenții care vor fi de față. Închide gura, boule, că-ți intră musca. Silențiu! Școlarul caută să fie curat îmbrăcat. Mie mi-a făcut mama haine nouă, domnule. E, măta, că-ți doar nu era să ți le fac eu. Silențiu, măgariu! Educațiunea principială mai apoi se obligă la respect către cei mari și la înfățișare modestă care iaște ca un decorum al juneții.
că pe care le-i voi vedea, că râjește, ori să zbânguiaște. Apoi minte în acelui măgar eu-i lungi eu urechile, măcar de-ar fi feciorie, erță-ți punct. Domnule, tata a zis că să-i spui de câte ori ne tragi de ureche, ca să vorbească la cameră. Că astea nu le-am spus pentru cine, mă. Pe cine doar ce cunosc, ca un școlar eminințe, le-am spus numai pentru porcii ei la alți. Da. Da. Acum să probăluim câte o țâră din materie. Popăscule! Hogofele edemec! Cine-a fost porcul și măgarul? Cine, cine, minte musai să aflăm cine n-a știut respectul? Popescu, domnule! Popescu, Popescu, nu se poate! Popescu doar e un școlar eminente! Acela care mai face asta, lasă-l apoi doar, Popescule! Dacă cineva te întreabă, să-i spui numai câte operațiuni avem în aritmetică, cum vei răspunde? 3, domnule! Nu-s mai multe. 5. Nu-s mai puține. 2? La dreptul vorbind, sunt numai 2 în principiu. Sporire și scădere de unitate. Numai doar după diferențierea lor în praxă devin că-s 4. Agițiunea, substracțiunea, multiplicațiunea și diviziunea. No, bine, merg la loc. Spune numai lui tată tu să vină mâine să ne onoreze. No, o fete-te, cucio! Cine-i porcul și măgarul? Popescu! Silențiu! Silențiu! Ionescule, dacă cineva te întreabă că câte-s emisferele pământului, tu ce vei răspunde? 2, domnule! Nu-s mai multe? Nu, domnule! Ba da, loză! Care, domnule? Cum care? Acelea care sunt boule. Emisferul austral, emisferul boreal, mai departe apoi emisferul oriental și emisferul occidental, măgarule. Merg la loc, loză! Vine mâine ta mâine? Nu, domnule, că spală la mama lui Popescu. Nu, vine, loză, că tot n-avea ce procopsală să vază. O fene și o fechete, cucio! Care iar măgarul și porcul care n-are respect? Popescu, No, silențium! Luați aminte doar la muștruluia la care v-am făcut. Mâine este ziua când putem zice pedagogi și școleri față cu onorata asistență care va fi de față Filis Coronat Opus. În educațiune e de virtute. Examenul anual. 2 mahalajoaice asistă la examenul copiilor lor. Profesorul, pedagogul nostru absolut, ascultă pe copiii mahalajoaicelor. E foarte aspru și fără chef. Mamele stau înțepate pe scaune unde s-au așezat fără să fie poftite. No, prostule! Păi dacă nu le știi pe astea, mă, care zietă simple și generale, apoi spune-ne tu doar rațiunea pentru care românii o tind să urmeze o politică germână pe timpul lui Mihaele Bravul. Nu spune odată! Meri la loc, boule! Că-s prost l-ai mai făcut, coconă! Apă ăstuia doar numai paie să-i dai să mânce. Jaba ce mai bocești acum, nu-l mai drângi. Are să mai stai încă 7 ani repetințe. Ionescule, mă, cum-i pământul, mă?
Mare, domnule! Pe dracu mare! L-a măsurat mâneta să vază mare. Mă, pe lângă alte aștre, bunoarea Saturnus sau Neptunus, au Jupiter, pământul nostru dă o scârbă, mă. Nici când să ciorești un șoarece. Nu-i vorba de mare, mă, prostovanie. E vorba cum îi. Se învârtește, domnule. Dar voi dacă se învârtește, cum îi? În trei colțuri prostovanie. Nu, domnule. No, dar. Rotund! No, vezi așa loză, vezi așa loză, bravo! Vai, onorată doamnă, eu încă și încă și încă mă recomand. Da. Am venit pentru băiat. Să-ți spun drept că nu vreau să-l aduc să dea examen la școala publică. Nu vreau să se amestece cu fel de fel de băieți rău crescuți. Așa. Dar a stăruit tatăl său, Ftiriadi. Zice că e ordin de la minister. Și dacă e ordin, și de-aia l-am trimis la dumneata, care-i cunoști caracterul lui ambițios, de când ești meditator. Binevoiască, numai onorata doamnă să iei loc. Mersi. Bă, tu mergi la locus de hatârul mânetii pe cine nu te lasă repetinte. Doamna, bine, poți mere. Na, acum numai doar tânărul Ftiriadi spune-ne să audă și ilustra matroană onorata ta mamă. Nu-i așa că pământul se învârte în jurul soarelui 3 ani cât e 365 de zile și mai apoi al 4-lea an cât e 366 de zile? Da, domnule. Bravo, eminente. Nu-i așa că presiunea se demonstră suficiente prin ele două emisfere de Magdeburg? Da, domnule. Bravo. No, boilor, vedeți numai exemplu de aplicațiune. No, doamnă, încă una și apoi basta. Spune-ne, nu-i așa că Ioane Corvin de Uniade și Matiaș Corvin și apoi după aceea de rătăți magnați maghiari fostau români de-a noștri? Da, domnule. Bine, bravo, eminente. Mersi, domnule profesor. Mersi, da. Sunt foarte mulțumită. Da. O să-i spui și lui Ftiriadi câtă osteneală îți dai cu copiii. O, ilustră, doamnă, că-s doar asta-ni misiunea. Datoria-ni să luminăm generațiunile june, că-s fără instrucțiune și educațiune un popor doar învins astăzi în lupta pentru existență. Și cine-i învins, a face la dă-l dracului. Vorba latinească, una salus vicis, nullum sperare salutem. Da. Mersi. Emulațiune. Două zile întregi, 10 și 11 mai, vechea noastră cunoștință, domnul Mariu Chicoș Rostogan, pedagogul absolut, a urmărit cu cel mai viu interes, pas cu pas, pe elevii liceului Traian de la Severin, care au fost aceea ce se numește Le Clou, cuiul, cu ocazia festivităților naționale în anul acesta. Prin multe emoțiuni a trecut ziua eminentul pedagog și ceea ce vedea ziua nu-l lăsa să doarmă noaptea. Acel cui al sărbătorilor regale i-a rămas la inimă. După două zile de emoțiuni adânci și de gânduri înalte, după două nopți de insomnie, domnul Mariu Chicoș Rostogan intră vineri, 12 mai, dimineața,
în clasă foarte posomorât. Na! Care dintre voi a fost ieri șalanter la paradie? Care? Am fost toți, domnule. Toți? Bine, bine. Vă stați numai la paradie pe colegii voști din gimnazium Traian de la Turnu Severin care o vin? Numai după ei ne-am ținut toată ziua, domnule. De-aia n-am venit ieri la școală. N-ați vint ieri la școală, ha? Nu, domnule, că te-am văzut și pe dumneata că umblai după ei și era... Nu, văzut azi numai. Dar dumitale ți era cald, domnule. Da, te ștergeai mereu cu basmaua. Da. Tu închideți râtul. N-a văzut azi numai ieri. Șalantă ieri la paradie, cum a fost cu nunache, cu lauri și înaltă aprobățiune, disciplina aceea și aplicațiunea aceea, mă rog, pe care au arătat-o școlerii aceia. Păi n-a văzut azi numai aceiaște lucrul acela, mă rog, care le se cheamă respectul dătorinții, care le este fundamentul acelui lucru, mă rog, care le se cheamă adevăratul românism, că-s eu ce vă spun în toate zilele măgarilor și vă muștruluiesc cu acea dragoste, cu acel devotament ca un adevărat părinte pentru copiii lui, mă rog, ca să scot și din voi, oameni, și voi n-ascultați. Ascultăm, domnule. Da, n-ascultați râtanilor, că dacă ați fi ascultat în atâta vreme de 4 ani de când fac cu voi rotățiune, mi-ar fi succes și mie să vă scot odată la un defilir în paradie, să capă și eu acea înaltă aprobațiune care este ca o recompensă, mă rog. Da. Astâmpără-te, domnule, Ce-i acolo, animale? Domnule, otopeanul nu mă lasă în pace. Otopeane, socotești că nu ți-s urechile destul de lungi? Nu, domnule, la noi a făcut nimic, el nu mă lasă pe mine. Nu, domnule. Silențiu. No, uitați-vă numai, vitele, cum nu știu a asculta cu atențiune când le vorbesc de un așa lucru, mă rog, care ar trebui să provoace o emulățiune. Pentru aceea tăteau ostenelile mele cu cele mai din urmă metode nu mi-au succes. Pentru aceea doar ieri, șarantă ieri, am simțit acel simțământ care le se numește, mă rog, penetrățiune, când am văzut acea mândreță de școleri ca o legiune din acelea care o vin cu divu Traian și-au trecut întâiul pe la Viminacium Ionescule și a doilea pe la Egreta Drubetis Gheorghiescule pe podul lui Apodor Otopene, acea mândreță de școleri cu pieptul înainte, cu capul drept, cu pas amăsurat pe muzică. Așa școler să fi avut ca să fac cu ei, mă rog, un defilir links, rex. Ai de mine! Da. Silențiu, așa școleri romani îmi trebuiau mie, dar nu niște loze levantine ca voi care nu știți decât numai doar să vă rânjiți și nu aveți respect pentru datorință. Domnule, tata spunea aseară că a citit la gazetă că zice că e acolo la Severin un profesor mare, l-a decorat regele, că zice că el... Mă, ce e tatu, mă? E de aici, domnule. Mă, nu te întreb de unde, prostule, te întreb ce-i. Ce să fie, domnule? Cum ce să fie, animalule? Ce meșteșug are, boule? Ce-i, mă, popă, negustor, hangher? Nu, domnule, pantofar. Zice că-l cheamă domnul Costescu. Pă cine-l cheamă domnul Costescu? Pă tătrâne tu? Nu, domnule, pe profesorul de la Severin, zicea tata... Așa, profesor, halal să-i fie. Mă, spune lui tată toșu sterului, așa de la mine, ne sutor
ultra crepidam, că-ți doar nu tăți șustării ori să aibă competența să se pronunțe obiectiv asupra metodelor de pedagogie care iaște cea mai înaltă știință. Înțelesul mai animalule. Nu, domnule! Măi, vina tată tu și a mumitii că te-o făcut prostovan! Domnule! Silențiu! Domnule! Pe mine a zis tata că mă trimite la Severin în gimnaziu, la domnul Costescu. La domnul Costescu, dar tatu ce-i? Tata, avocat și deputat. Te poate trimite și la Cashkemet. Tă dejaba, dacă n-ai aplicațiune, n-are ce-ți face să fie nu domnul Costescu, să fie, mă rog, cel mai eminente pedagog, mă rog frumos, să fie măcar și peștaloțiu. Că-ți doar te-am probăluit animalul de atâta vreme, de 4 ani de când fac cu tine rotățiune. Și eu o să rog pe taica să mă trimită tot la domnul Costescu. Trimită-te și la furci. No, basta, basta cu cologvia. Nu vreau să vă las să mereți mai departe în gimnazium fără să aveți și voi o disciplină. Curând va veni finele anului, când vom arăta cu toți onoratului ministeriu cum am știut să ne împlinim datorința ca să căpătăm și noi o înaltă aprobațiune. Pentru aceea doar m-am hotărât ca de azi o oră pe zi să aibă o destinațiune hotărâtă pentru muștruluială, ca să probăluim, mă rog frumos, spiritul nostru de emulațiune. De astăzi vom începe să facem până la împărțirea premiilor exilțiri. Aceia dintre voi care vor avea mai multă aplicațiune vor fi amăsurat corporal și undrofițiri, al acele loze care vor fi proști vor rămâne cătane proste. Trebuie ca să arătăm și noi, mă rog, onorate asistențe, care va fi de față ca să ne onoreze la un defilir, că ne-am dat o steneală, așa că atâți musai să strige cu patriotism, Virtus Romana Rediviva! No, acum să vă văz, tăți după mine la exerciții ca o legiune traiană. Așa, peptul înainte! Peptul înainte, capul îndrăpt, forwards, marș, links, rex, links, rex, links, rex, links, rex, links, rex, halt! Așa e. Na, văzut azi că nu e un lucru mare dacă aveți o țâr de atențiune și de aplicațiune. Gândiți-vă numai la reușita aceea măreață când onoratele matroane romane ale societății vor arunca cu unghie flori asupra voastră și feldmareșalii și generalii și onoratul ministeriu și toți spectanții, inspector și regele și regina și cronprinții care sunt, mă rog, mai mari ca un erzherzog, vă vor da în alta aprobațiune și mie, profesorului vostru, pentru împlinirea datorinții după metoda mea, o distincțiune, mă rog, o decorațiune, un țilinghi-linghi până să mă pun în pensiune, cum i-or dat și Costescului, mă rog frumos, gândiți-vă numai la reușita aceea măreață care neam de neamul vost. Niște rușani nu s-au învrednișit, mă rog. Da, noi n-avem ca băieții lui domnul Costescu muzică. Mă țineți gura, bule, muzica nu e lipsă. Destul ții un trombetaș și un dobaș la o mică legiune romană. Eu vă doba, domnule! Da, s-o bați pe pielea lui tată, tomăgarule. No, destul lui pentru astăzi. Mereți acasă cu mândrie la numele voastre și mâine cu tății iar la exerciții. Halt! Capul îndrăpt. Așa. Links, rex.
despre cometă. Domnul Mariu Chicoș Rostogan, distinsul nostru pedagog și director al școalei model Ulpiu Traian, este destul de cunoscut tuturor acelora care se interesează de mișcarea noastră culturală, așa, ca să ne scutim de a-i mai face vreo reclamă. Ne mărginim doar să dăm aci, cu sfințenie, prelegerea pe care domnia sa a ținut-o în fața școlarilor săi asupra cometei de luni întâi, marți, la 2 noiembrie. Am primit de la onoratul ministeriu următorul circular. Domnule director, în apropierea zilei de 1 noiembrie, lumea tătă și mai cu seamă masele populare sunt adânc mișcate de profeția savantului Falb asupra sfârșitului lumii prin întâlnirea pământului cu cometa lui Biela. Ministeriul vă invită, dar cu onoare, a face copiilor din școala dumneavoastră o prelegere populară despre comete în genere și despre falsitatea prevederilor sinistre, adică despre imposibilitatea unei ciocniri a planetei noastre cu un alt corp ceresc. Știm cu toții că influența generațiunilor care trăiesc simultaneu este reciprocă. Astfel, copiii, mergând pe la căminurile lor, or aduce părinților îmbărbătarea de care au astăzi atâta nevoie masele populare ignorante, a căror imaginație este totdeauna pornită la superstițiuni și la credință în supranatural. Primiți, domnule director, distinsa noastră considerațiune! No! Auzitați numai râtanilor cum se exprimă onoratul ministeriu către mine? Mă, cu onoare și cu distinsa noastră considerațiune. Numai voi, nici de râtani, nu cunoașteți respectul și doar destul vă muștruluiesc. Ne vom îndeplini așadar misiunea și vă vom face o prelegere despre cometă. Apoi a trecut. Nu fă larmă spurcăciune. Silențium și atențiune că intrăm în materie. Numele comeată iaște e genul feminin. O comeată, două comeate și derivă de la coma, comă, capelură, plete, lungi, respectivă comată, comeată, astropletos, vulgo, ste cu codă. Apărățiunea cometelor au exercitat totdeauna râurire asupra maselor populare, asupra prostimii, cu atât mai mult că acea apărățiune a fost prețeasă de boliz, meteori, asteroizi, care se arată ca o ploaie de stele. Și care... Domnule! Nu, ai vreo observațiune de făcut? Domnule, mama, într-o seară, iarna trecută, a văzut ploaie de stele afară. Doar nu era să le vază în bordei. Și eu și cu taica eram culcați. Și când a intrat mama în casă și ne-a spus să ieșim afară să vedem, taica n-a vrut. Zice taica, nu ieși din plapuma pe cerul ăsta, să știu bine că plouă și cu cârnați. Silențium, tată, tu e un azim care le nu știe să dea o educațiune zolidă. No, basta! Merem mai departe și intrăm în demonstrațiune. Acum, Bârsescule, tu care le ai mai multă aplicațiune la matematică, spune-ne tu doar ce-am vrut eu să reprezint aici. Un castravete, domnule? Să-l mânci cu măta, mâncăule. Te la foliță gândul, să le îndopi. Nu-i castravete, mâncăule. E o elipsă, o curbă lunguiață care are dublu centru. Unu aci, uite aci, în punctul omicron și altul în centru, tocmai dincoace, la cealaltă extremitate, în punctul omega.
Asta e calea cometei, no? Acum pornim, mă rog, cu cometa de dincolo de punct Omicron pe calea ei și merem și merem și merem, 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 merem către sore care le iaște în primul centrum în Omega. Cu cât se apropie de sore, astru pletos își accelerează a măsura mersul său necesar crescendo, simțând acea atracțiune puternică ca un școler diliginte care nu se apropie de focarul luminii intelectuale și morale de școala și de profesorele său. Apoi cu cât se depărtează de la primul centru și mere către al doilea centru, se lenevește, a măsurat și umblă încet și tot mai încet, descrescendo ca un școler puturos și fără aplicațiune, care le preajetă la datorință. Exempla docent, bunor întâi ca Bârsescu Scipione și al doilea ca Ioanescu Anibal alias Animal. Silențiu pentru aceea doară, cu toate calculațiunile și operațiunile algebraice asupra procesului mecanic că A plus B musai că este, mă rog, egal cu C, cometa nici de cât nu vine precize. Zicea că vine ieri seară, domnule. Au zis tată tu? Nu, domnule, Falb. Ai văzut tu pe Falb? Nu, domnule, era în Universul și în toate gazetele. Universul, doară, și toate gazetele cvotigiene nu sunt competente în cauză. Pentru așa un lucru trebuie să consultăm publicațiunile speciale, cum e bunoare Mundus Oderța Diacon, Universal Transcendental Cosmologice Astronomice Meteorologice Fliegende Blätter. Acea publicațiune de fală care apare odată la lună și în care se arată celebritatea erugițiune germâne, pentru care, ca să poată cineva pricepe, musai să aibă știință despre rațiunea pură, musai să știe judeca ca Kant. Fave che linguis vitelor și grobianilor, când caut să vă scot din acele credințe rătăcite a căror consecvenție este ignoranția și imbecilitatea, căci au fost proști și neghiobi, stultorum numeros infinitus, care au crezut cum că orice cometă iaște un semn, o amenințare, o piază re. La noi, la Otopeni, spune domnule tata că s-a stârpit toate vacile de când a venit cometa ailaltă. Da, da, dar mumăta, de ce nu s-o stârpi boule? No, mere mai departe, fără colocvium, să vedem numai care este posibilitatea de o întâlnire a globului terestru cu cometa lui Biela. Apoi, asta nu-i slobod, asta nu se poate, deoarece toți erudiți o probăluit negativa. Natura non facit saltus, bă, prostovanilor. Ei au pus doar destul spaț ca să aibă loc corpurile cerești, să umble care încătrău în univers, fără coliziune, fără craval, să aibă fiecarele pentru trebuințele respective comoditatea lui. Nu-l armă râtanilor inconștii. Nu râdeți ca ruralii care n-aveți decât instincturi chelurice și nu simțiți penetrațiune la contemplațiunea naturii care, după cum lucră, iaște, mă rog frumos, pentru spectatoriu cu perspicacitate, un spectacol plin de admirațiune și venerațiune. No, acum, vă stați că ieri nu s-a întâmplat nimica. De ce n-ați vin la școală ieri să asistați împreună cu profesorile vostre? Era frică de cometă. Frică? No, duce. Eu am venit, domnule, cu Popescu Ion și cu Otopeanu Marin, da? Și am stat de la 2 până la 4, da. Și dumneata n-ai venit. Da. 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 Și când i-am spus, mami a zis că n-ai venit,
De frică cometii. Pe mine, mă, și-le pe mine, mă, pe mine să mă învățați curajul tu și cu mumăta, mă, niște loze. Pe mine, mă, care le încătane la Zolfărină, unde au fost și cu franțozul și cu talianul. Am avut un frate mai mare, un drofițir în cavaliri și un unghi de pe mumă, Fetwebel la granadir, și care ori mâncat acolo, mă rog, împreună cu drăguțul de împărat, o paparadă de așele. Voi pe mine, mă, curajul, vezi numai la Zolfărină de Vale, mereu un general călare și tot strigă în gura mare, împărate, înălțate, curăcute, grei învățate, pune pașe, nu te bace, că-ți pierzi gătanele toate. Un zomaită. Nu, 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 nu. Nu larmă vitelor care n-aveți respect de istoria neamului. Merem acum mai departe să vorbim de temperatura cometei și apoi de consistenția ei, pentru că mai apoi la urmă să ajungem, mă rog frumos, la concluziunea aceea, cum că nici când n-avem să ne temem de sfârșitul lumii, care le nu se poate. No, temperatura, vremea, mă rog, se împarte, după cum a probăluit Celsius, în două părți care se despart una de alta la cel fixum, care le se cheamă 0 graduri sau nul. De acolo, aceea care mere în sus, bârsăscule, bârsăscule, fii atent, bârsăscule. Da, 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 da. Aia care mere în sus este partea călduroasă și aceea care mere în jos, Ionescule, nu căsca gura, Ionescule, că-ți intră musca, partea aia este partea friguroasă, iar la nul, mă rog frumos, apă, Popescule, vrei să mânci bătaie? Apa prinde la nul poșghiță, de aceea iaște iarnă și vară, după cum arată la termometrul lui Celsius respective centigrad, iar cei care știu carte, iar nu ca poporul de rând, numesc căldura plus și frigul minus. Prin urmare, e probăluit cu metodele moderne, cum că cometa este totdeauna în minus, despre o inflamațiune doar nu poate fi vorba. No, acum consistenția. Consistenția cometii consistă din materia cea mai faină din toate punturile de vedere a senzurilor noastre. Mutachis, mutangis, mai faină decât o beșică de săpun, mă rog frumos. Silențiu, materia în genere e doar ceva, mă rog, care nu există și e mai apoi numai o însușire a lucrurilor în sine care le iaște o energie care le nu știe și pe care semper ignorabimus. Aceea apoi nu e nasul vos, nici e mucoș, că e prenalt. Aceea o veți studui când veți umpla la universitate, cum am umblat și eu. De nasul vostru este doar aceea care vă spun eu, cum că destuluți vorba măiastră a marelui geniu Neftone, că o comeată cât de mare mărca cât de aci până la Budapești, prin condesățiune o poate vârâ într-un fierhut, pălăria degetului, degetar, cum îi zice, vulgo năpârstoc. No, acum concluziunea, mereți acasă și spuneți tătătu și mumitii, respectiv părinților voștri, ignoranți, să nu mai fie neghiobi, să aibă frică de fignis munghii, că cine crede în superstițiuni devine ridiculos față cu știința și merită desprețăluit. Nu vă râdeți râtanilor, silențium, Ionescule, las pe alții să râdă, nu râde tu, urecheatule, că eu urechesc încă o tonă, te fac numai apoi să vezi steale și comeate ziua în amiază mare, înțelesul mai? Silențium. De aceea trebuie ca să avem pentru știință îl mai înalt respect, dar tot deodată cu cea mai profundă moderățiune, mă rog, că știința nu trebuie tratată în mod exclusivist, nici ca pozăiță ce stă în ceriu, cum spune Schiller.
nici ca pe un dobitoc de mult. Hai, silențiu! Eignem izgifisen schaft gihoche gihimlische giotin măgarilor, gem engern gitiutige kuch boirur, gi in mit butern versorg porcilor, la zolporino gevane, meri un general carane, împărate în osate, ați ascultat un pedagog de școală nouă, emulațiune, despre Comet, de Ion Luca Caragiale. Distribuția a fost următoarea. Pedagogul Florin Piersic, școlerul Eugen Cristea, elevul Vasile Murariu, elevul Ionescu Ionuț Chivu, elevul Popescu Dan Burghelea, elevul Otopeanu George Grigore, doamna Ftiriadi Julieta Strâmbeanu, doamna Ionescu Violeta Berbiuc, micul Ftiriadi Victor Prundea, inspectorul Sorin Gheorghiu, crainicul Mircea Constantinescu, redactor Domnica Țundrea, asistența tehnică Radu Verdeș, regia de studio Violeta Berbiuc, regia tehnică Vasile Manta, regia muzicală George Marcu, regia artistică Ion Vova.